Medea. Salut, domnule. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit, bună ziua. Bine ați venit, vă rog frumos, luați un loc pe canapea. Să știți că cum vreți voi, cum vă simțiți voi bine. Să știi că mi-a plăcut foarte mult materialul cu tine, l-am văzut și înainte de a fi difuzat și ai o poveste care poate fi pusă foarte frumos și într-un film. Ce e bine la povestea asta este că e absolut adevărată și că nu există nimic nuanțat sau nimic înfrumusețat sau poetizat. Nu, e chiar așa a fost și mă bucur dar foarte tare. Dar e o poveste a vieții tale care este foarte interesantă și în același timp poate fi o poveste model și pentru cei care se uită la noi, știi? Pentru că e multă muncă în spatele unui actor și de fapt nu trebuie să te dai bătut niciodată. Cam asta e concluzia pe care am tras-o eu. Păi cam asta nu e trebuie și să renunți deloc. Nu, așa și e, așa și e și nu cred că numai meseria de actor, cred că peste tot trăim vremuri foarte grele în care chiar ni se cere să fim foarte buni ce facem, foarte profesioniști și de multe ori tentația să renunțe, nu mai pot, să spui gata, mi-ajunge, nu mai pot, fug. Acum chiar asta discutam înainte de a intra, că practic cumva nu mai putem. Suntem cumva la o limită foarte de oboseală și de, dar până la urmă am tăcut și am zis amândoi, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe. Sunteți parteneri și la teatru și ați fost în mai multe piese, nu? În 2007 ați început colaborarea prima dată, acum 10 ani. Cam așa. Uite, puteți să sărbătoriți 10 ani. Uite. Da, e foarte, nu știu, ciudat. Știi cum e? Că și la teatru se întâmplă așa ca și în viață, un cu de fudră, cum se zice. Adică cu Marius, pe Marius l-am văzut prima dată, eu eram de ceva timp în Teatrul Național, el a venit în spectacolul lui Felix Alexa, unde a făcut un puc în Visurile nopți de vară, absolut minunat. Și m-am dus la el, m-am prezentat, i-am spus că mi-a plăcut foarte mult de el. Cam asta a fost prima întâlnire, nu s-a întâmplat nimic. Și când am fost distribuiți de Petrică Ionescu în Burghezul Gentilom, acolo s-a întâmplat ceva. Adică ți-ai dat seama că vă potriviți și că ar fi foarte fain da, să mai tot jucați și să mai faceți un cuplu pe scenă de câte ori aveți ocazia. Da. Și pe mine atunci nu m-am gândit neapărat că o să continue lucrul ăsta. Medea s-a gândit, ea oricum atunci țin minte că am intrat într-un conflict mic cu Medea la momentul ăla, pentru că eu pe timpul ăla eram foarte liber așa în exprimare. M-am mai domolit așa că am zis totuși trebuie să respectăm niște reguli ale societății, ale teatrului. Eu pe scenă făceam tot ce-mi trecea prin cap. Asta e bine să și nu la Burghezul Gentilom chiar încăpea. Și chiar încăpea și chiar îmi treceau multe prin cap. Și cu cine să le fac dacă nu cu partenera pe care o aveam la îndemână. Și făceam tot felul. Și la un moment dat țin minte că mergeam spre casă foarte liniștit de spectacolul pe care l-am avut și primesc un telefon, Medea Marinescu, zic: "Da, Medi, măi, să știi că nu se poate să faci așa ceva. Există niște reguli care trebuie respectate. Tu nu știu dacă îți dai seama, dar teatrul este..." Și mi-a ținut așa o plăcere de un sfert, 20 de minute. Tu omul liber care erai, vezi că și piesa perfectă, Medi, eu după care nu știu cum s-a planat conflictul. Nu știu care e marele lucru pe care într-un fel îl invidiez pe Marius. Dom'le, nu e supărăcios și nu ține supărat. El trece mult mai ușor peste foarte multe lucruri care se întâmplă. Adică eu cred că dacă mie îmi făcea asta un partener, eu știu că sunt destul de ațoasă așa când vreau să mă iau de cineva. Adică țineai supărare. Așa. Da, sau ținea minte, dar Marius aș uita. Bine, a ținut acum aminte să povestească. Eu amintirile mele oricum și alea rele și alea bune să undeva când cred că asta e o calitate, habar n-am, dar când e mă uit în spate, la mine toate amintirile sunt frumoase. Dar știi care eu nu păstrez toate, nimic. Toate sunt frumoase? Aproape toate sunt frumoase. Pentru că mi-aduc aminte și de lucrurile pe care le spuneai cât de greu ți era în gara de nor când erai cu da, cu dar acum care dormea, cu așa care e. Dormi, când n-aveai ce să mănânci. Mi-aduc aminte că la un moment dat am citit undeva, cred că la Andreea Esca la radio ai povestit că chiar ai fost la un... Nu știu cum a fost exact toată povestea cu sinuciderea. Da, la era un pas de sinucidere. Era o porcărie din capul meu de adolescent, care mi se părea că nu am atenție destulă și ca orice adolescent care mai e și inventiv și mai e și a mai citit niște scriitori care au sfârșit nu prea bine și au rămas în istorie, a zis ce să fac și eu ca să rămân. Da, a fost o glumă, o joacă. Dar chiar și astea, toate astea, acum eu când mă uit în urmă, mie mi se par foarte comice și mi se pare foarte frumos că am trecut prin asta. Că unde e comicul în momentul când aveai ce să mănânci? Comicul e că acum ai ce să mănânci. Și atunci? Și atunci n-aveai și că nu ți părea că era greu, pentru că n-aveam ce să mănânc. Dar aveam niște prieteni extraordinari cu care împărțeam orice aveam. Aveam teatru care mie mi-ajungea mai mult decât orice. Eu stăteam mai mult în teatru decât acasă. Câteodată uitam, îmi spunea cineva, zice, hai să mâncăm. Aoleu, zic, n-am mâncat de ieri. Zic, mam, de-aia mi-era rău. Zic, mă durea capul, nu știu. Deci nu era atât. Mă rog, avem norocul și de o meserie extraordinară. Sincer, chiar avem noroc de o meserie. Exact cum spuneai tu, îți oferă și o libertate anume. Mare de tot, mare dar de tot. Dar nu ești o meserie care te consumă foarte repede? Ai, ba da. Că tot vorbeați voi înainte de emisiune. Bă, am obosit, prea mult, prea mult. Vorbeam o zi. M-am avut una foarte bună. Am făcut un selfie acum și noi și ne-am pus pe Instagram, da, că suntem aici, nu știu ce. Și Medea s-a uitat și a zis, măi, parcă am îmbătrânit. Zic, Medea, nu parcă am îmbătrânit.
Da, e un consum foarte mare. Mi-a din povestea ce program a avut ea în ultimele 3 zile, cu drumuri, cu dus, cu întors, cu nu știu ce, și a zis azi dimineața m-am trezit și nu mai puteam. Dar na, asta e viața și trebuie. Da. Uite, pentru că tot zicea Medea când s-a uitat în poza pe care ați făcut-o pentru Instagram că bă, îmbătrânim, avem niște imagini cu tine de foarte de mult. Ia să vedem. Când erai copil. Ia să uite, sunt, stai să le ia uite. Ia, uite. Aici ești tu. De cum o fi o țară întreagă să te vadă acum? Cum? Aici e Medea Marinescu, oameni buni, peste ani și ani. Incredibil. Maria Mirabela, nu? Da. S-au dat lacrimile, aproape ți s-au mezit ochii. Acum ar fi culmea să mă emoționez la mine. 6 ani? 6 ani, știi câți ani? Sunt 37 de ani, aproape 40 de ani. Exact. Aproape 40 de ani de la film. Cum mi-a spus un polițist odată, m-a oprit și și-a dat seama că sunt Mirabela și mi-a făcut un mare compliment. Mi-a zis, doamnă, încă vă țineți bine. Încă rezistați, doamnă, sunteți bine. Ce noroc să fii un om matur și să ai un film cu tine pe care l-au văzut toți copiii. Nici nu știu cum e. Și un film care rămâne și o să-l vadă și care o să rămână și rămâne bătrân, și cântăm toți Maria Mirabela, toți cântăm asta, incredibil. Nici nu știu ce sentiment e asta. Dar e un personaj de care cred că nu vrei să scapi, nu? E un personaj frumos. Nu, păi știi cum, Mirabela sunt eu, face parte din mine. Acum, de ce aș vrea să scap de un bagaj care mi-a purtat uite noroc aici până la urmă? Stai să te mai vadă. Aici, și atunci. Uite, da, aici e Medea Marinescu. Și fiul meu exact Luca, așa. Luca, dar fiul ei seamănă perfect cu ea, perfect, dar perfect. Așa, exact așa. Foarte e. Pare rău că n-am o poză. Superbe aceste imagini. Oameni buni, eu vă invit și la teatru, dacă tot povestim despre treaba asta. Da. Și haideți să le spunem, Marius și Medea, unde vă poate vedea lumea, când, cum, la ce oră și unde poate să comunice lumea cu voi, pe Facebook, pe Instagram, care sunt conturi. A, Marius aici e sunt maestru, doamna Medea nu prea încearcă, face eforturi. Dar eu sunt pe Instagram, pe Facebook, peste tot, pentru că mi se pare că trăim într-o perioadă în care ai nevoie de asta, nu poți trăi fără asta, trebuie să comunici, să faci vizibil ceea ce faci, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. E adevărat. În altă ordine de idei, pe 5 și 6 mâine, pe 5 și 6 suntem la Iași și Timișoara. Și pe 26 la București, cu ultimul spectacol în regia lui Vlad Zamfirescu. O să zic două vorbe, că mi-e drag. Așa. Noi ne-am adunat un grup de prieteni, că suntem prieteni cu... Da, o mână de prieteni. Vlad Zamfirescu, Mirela Oprișor, Diana Roman, Marius și cu mine. Și am zis, doamne, hai să facem ceva împreună, să facem un spectacol. Suntem o generație aproape, în afară de Diana, care e mult mai tânără. Și s-a întâmplat ca cineva să scrie un spectacol pentru noi. Se cheamă All Inclusive. Sau cum a venit cineva la casa de bilete și a zis, dați-mi un bilet la spectacolul ăla cu de toate. Așa. Exact. Și am scos spectacolul ăsta care merge, adică are succes la public, lumea vine. Și pe 26 e ultimul spectacol din stagiune aici la București, în rest jucăm la Iași și la Timișoara și eu mă bucur. Mai avem Făm Locul pe care îl jucăm de cât o să-l reluăm din toamnă și care e un spectacol regizat de maestru Radu Beligan. Foarte frumos. Și chiar e frumos. Nu, spectacolul e lui Bugnar. Cu Radu Beligan, știi? Adică... De cine n-are amintiri cu Radu Beligan? Noi suntem foarte mândri că aici cu emisiunea am reușit să-l punem acolo în cartea recordurilor. Știi? Și a fost așa o bucurie pentru dumnealui. Eu și pentru noi. Eu vă mulțumesc mult de tot că ați venit. Drag. Baftă la teatru. Să fie, doamne. Și vă așteptăm oricând cu mare drag aici. Suntem mulțumim aici. Mulțumim. Ceau.